Să vedem ce se întâmplă în speța asta. Vreau să vorbim acum despre a șasea casă pentru Iohannis. Da, da, ați auzit bine. A șasea casă pentru Iohannis. Cum adică? Păi există un motiv care îl face pe Klaus Iohannis să fie foarte, foarte bucuros. Guvernul a pregătit o serie de imobile, o să vedem împreună, prin cei de la REAPPS. Sunt mai multe imobile care se refac și unul dintre ele e situat chiar lângă parcul Herăstrău. Fix acela ar putea să-i fie atribuit lui Klaus Werner Iohannis, președintele României. De ce? Tocmai pentru că deține și această funcție de președinte al României. E normal, conform legii, să existe o astfel de casă pe durata vieții pentru un președinte sau un fost președinte. Iată bucuria lui Iohannis. Colecționar de case și de chirii grase, președintele Iohannis va mai primi una pentru liniștea sa. Ar putea fi o reședință în zona 0 a capitalei, lângă parcul Herăstrău. Trei clădiri cu terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a statului și care urmau să fie scoase la vânzare, au fost reintroduse în proprietatea publică și în administrarea REAPPS pentru a servi drept reședințe oficiale. Una îi va fi oferită șefului statului la final de mandat. În ordonanța de urgență 19 din 2002, la care face trimitere documentul adoptat săptămâna trecută de către cabinetul Dăncilă, se arată că cele trei imobile sunt destinate inclusiv persoanelor prevăzute în legea 406 din 2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului. O veste de la guvern venită peste scandalul care ia amploare legat de casa din Sibiu, pe care soții Iohannis au pierdut-o în instanță. Pentru că nereguli din ce în ce mai mari ies la suprafață, ministrul justiției a cerut un control. Am solicitat Uniunii Notarilor să facă verificări în activitatea notarială de la Sibiu. Practic e vorba despre doi notari. Cel care a făcut actul în 99-a, care l-a făcut proprietar pe președinte, act care a fost ulterior invalidat de către instanța de judecat, care a fost declarat nul. Ce se întâmplă în spatele acestei neregularități acolo? O fi fost un fals, o fi fost un uz de fals, o fi fost un abuz, eu cred că da. Numai că între timp au trecut 20 de ani. Și faptele notarului acela, dacă au avut caracter penal, sigur s-au prescris. Soția președintelui a reușit să anuleze în instanță dreptul de proprietate al statului român pe casa de pe urma căreia a obținut 320.000 de euro, numai din chirii. Notarul care se ocupă de aceste imobile pierdute de familia Iohannis spune că modul cum s-a acționat nu este în regulă. Ne-au solicitat cei de la Camera Notarilor, cei de la Uniune, ne-au cerut documentele pe care le-am avut în dosar, probabil că încep întâi verificarea documentelor și apoi probabil că vor veni și la sediu. În 2016, în luna mai, finanțele au solicitat reluarea procedurii și vreau un certificat suplimentar de moștenitor pentru imobilul de pe Balcescu. Dar anterior primirii adresei de la agenția fiscală m-au notificat și doamna Baștea și Casa de Avocatură Rămușat și Asociații că au un dosar pe rol la Tribunalul Sibiu, că au solicitat anularea certificatului din 2008 pentru casa de pe Maghieru și în condițiile astea eu n-am avut altă soluție decât să dispun suspendarea procedurii succesorale până la soluționarea dosarului. Ministrul Finanțelor și șeful fiscului nu au reușit nici până acum să găsească o soluție pentru ca statul să intre în posesia casei, după ce instanța a stabilit că soții Iohannis au obținut-o ilegal. Vom aplica legea în toate variantele, tot ce prevede legea va fi aplicat. Adică nu vom lăsa nici să se prescrie, nu vom lăsa nici să fie vreo dintre măsuri neaplicată, până când, efectiv, lucrurile se vor întâmpla. Este clar că domnul președinte trebuie să dea acei bani înapoi, că îi pun într-un cont la nu știu unde, că îi pun în trezorie, că îi pun, nu contează. Că după aceea se decide în instanță cine este, într-un final, să spunem, proprietarul. Și unde trebuie bine să meargă banii? La mine nu trebuie să fie. La mine nu trebuie să fie, ca și președinte.
Familia prezidențială are acum 5 case. De pe urma lor a câștigat numai anul trecut 30.000 de lei din chirie. Casa unde locuiesc soții Iohannis se află aproape de centrul Sibiului. Proprietatea a fost dobândită în 1992 prin donație și cumpărare. Are cu totul 377 de metri pătrați. Alte două case deținute de familia Iohannis se află într-o zonă îndepărtată de centru. Imobilele care împart aceeași curte sunt poziționate una în spatele celeilalte. Casele au fost cumpărate de șeful statului cu bani puțini de la un preot care a plecat în Germania, arată o investigație Rise Project. Conform aceleiași surse, banii pentru cumpărarea lor au provenit din închirierea celei mai controversate proprietăți pe care șeful statului a pierdut-o în instanță și unde funcționa un sediu de bancă. Cea de-a treia proprietate cumpărată cu banii proveniți din chiria de la bancă se află foarte aproape de centrul Sibiului și are o suprafață declarată de 253 de metri pătrați. Imobilul a fost achiziționat în anul 2001. O altă proprietate a familiei Iohannis se află în orașul de jos, într-o zonă aflată destul de departe de centru. Este un apartament într-o casă cu mai multe locuințe și curte comună și locul unde Iohannis a locuit cu familia și și-a petrecut mare parte din copilărie plus adolescența până când a plecat la facultate în Cluj. Familia a cumpărat locuința de la stat în 1997, iar astăzi apartamentul este închiriat.